Avem soare și vreme caldă, vântul s-a mai domolit față de ieri și temperaturile sunt în creștere treptată. Vedem ce se întâmplă pe continent în această după-amiază. Va fi timp frumos în zona de sud-est și în țările centrale nordice. Prin nord-vest și în zona Alpilor apar ploi locale, iar în țările scandinave și nord-vestul Rusiei mai sunt condiții de ninsoare. Temperaturile sunt în creștere aproape peste tot. La noi în țara astăzi atmosfera va fi însorită și se mai încălzește, mai ales în centru, în vest și prin nord. Norii vor fi rari, vântul se mai întețește în sud-est, în vest și la munte și vom avea temperaturi de la 10-12 grade pe litoral, la 21 de grade în zona Banatului. Urmează o noapte liniștită cu cer variabil, în depresiuni vor fi condiții de brumă, iar în zonele joase, din sud și din sud-est, se va semnala ceața. Vântul va avea intensificări ușoare pe crestele montane și în delta Dunării, iar dimineața temperaturile se vor situa între minus 3 grade în estul Transilvaniei și 12 grade în dealurile de vest. În București se anunță vreme frumoasă, puțin mai caldă ca ieri, maxima va urca spre 19 grade, iar la noapte așteptăm 4-5 grade în termometre și vor fi condiții de ceață. Și la munte o să fie timp frumos, vântul se mai domolește, iar în zona Apusenilor și în munții Banatului se încălzește față de ieri. Cam atât deocamdată. Cu date noi, vă aștept la știrile de la ora 17 să aveți o zi cât mai plăcută pe curând. Prin nord-vest și în zona Alpilor apar ploi locale, iar în țările scandinave și nord-vestul Rusiei mai sunt condiții de ninsoare. Temperaturile sunt în creștere aproape peste tot. La noi în țara astăzi atmosfera va fi însorită, montane și în delta Dunării, iar dimineața temperaturile se vor situa între minus 3 grade în estul Transilvaniei și 12 grade în dealurile de vest. În București se anunță vreme frumoasă, puțin mai caldă ca ieri în zona Banatului. Urmează o noapte liniștită cu cer variabil, în depresiuni vor fi condiții de brumă, iar în zonele joase, din sud și din sud-est, se va semnala ceața. Vântul va avea intensificări ușoare pe crestele și se mai încălzește, mai ales în centru, în vest și prin nord. Norii vor fi rari, vântul se mai întețește în sud-est, în vest și la munte și vom avea temperaturi de la 10-12 grade pe litoral, la 21 de grade. Avem soare și vreme caldă, vântul s-a mai domolit față de ieri și temperaturile sunt în creștere treptată. Vedem ce se întâmplă pe continent în această după-amiază. Va fi timp frumos în zona de sud-est și în țările central-nord.